Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou videoclip dedicat pasionaților de narghilea. Continui seria de videoclipuri din care vă puteți îmbunătăți sesiunea de fumat și sper să învățați ceva din acest episod. Astăzi vom discuta despre un subiect destul de important atunci când vine vorba de narghilea și anume packing. Vă voi spune ce este, de câte tipuri și cum puteți ajunge la un anumit pack. Packing-ul este metoda prin care vă aranjați aroma într-un creuzet și astăzi vă voi arăta six-pack-ul meu, dar nu vom discuta despre abdomen sau despre sticlele la 0.33, ci vă voi arăta 6 tipuri de pack pe care eu le consider cele mai folosite. Voi folosi metoda lui Sarkis. Ce este interesant la aceasta că o puteți folosi pe absolut orice creuzet sau tip de aromă. Ce avem nevoie? Eu astăzi am ales aromă de la Adalia Wind of Amazon, ceea ce și fumez, un creuzet de la Hookah John 80 Feet și un calendar de bucătărie. Primul lucru pe care îl vom face, vom lua creuzetul și îl vom umple cu aromă, astfel încât să ajungă la o capacitate maximă, dar să nu depășim buza creuzetului. El va arăta astfel și îl cântărim să vedem câte grame avem. Avem 22 de grame. Ține minte, dacă dorim, putem și nota acest lucru. Bun, în prima fază vă voi arăta 3 tipuri și anume Fluff Pack, Normal Pack și Dense Pack și vă voi arăta de ce cantitate de aromă ai nevoie pentru a ajunge la fiecare. Hai să luăm pe primul și anume Fluff Pack. Din cantitatea inițială vom cântări jumătate, adică 11 grame. 11-12 grame, perfect. Iar această cantitate o vom introduce în creuzet astfel încât să nu depășim buza creuzetului și să lăsăm un spațiu destul de mic între sursa de căldură și aromă. Cam așa arată un fluff pack. Haideți să vă arăt și cum se face normal pack-ul. Aici avem nevoie de cantitatea de la un fluff pack, 11 grame și mai adăugăm încă jumătate din cea rămasă, adică undeva la 16-17 grame în total. Bun. Și vom face aceeași procedură. O vom pune în creuzet, astfel încât să lăsăm un spațiu mic între sursa de căldură și aromă. Cam așa arată un normal pack. Iar pentru dense pack vom folosi cantitatea de la un normal pack și vom mai adăuga încă jumătate din cea rămasă, încă 3 grame, adică vom ajunge undeva la 19-20 de grame. Și o vom introduce și pe aceasta în creuzet. Right.
așa arată un dance pack. Am pus aroma în creuzet, am lăsat un spațiu destul de mic între sursa de căldură și aromă și am presat-o un pic mai tare. Dance pack-ul eu îl folosesc pentru tangiers sau arome dark din Germania, anumite arome. Dacă doriți să vedeți o scară mai largă de pack-uri, aveți un link în descriere cu un articol unde puteți afla mai multe detalii și acolo aveți și un calculator în care vă veți putea introduce cantitatea maximă de aromă a unui creuzet și vă va spune de câte grame aveți nevoie pentru fiecare tip de pack în parte. Cel de-al patrulea este semi-dense underpack și îl folosesc pentru aromele dark, de obicei tip trifecta. Mi se pare că se fumează mult mai bine. Aici folosesc de obicei cantitatea de la un normal pack, adică undeva la 15-16 grame. Și o voi introduce și pe aceasta în creuzet, însă o voi presa mai tare, astfel încât să am un spațiu mult mai mare între buza creuzetului și aromă. Și cam așa arată un semi-dense underpack. Trecem la overpack și aici folosesc cantitatea de la un normal pack și mai adaug undeva la 2-3 grame dacă consider că este nevoie. O așez fluff pack, mai fluffy. Eu consider că atunci când aroma depășește buza creuzetului și sursa de căldură, indiferent că este folie sau HMD, stă direct peste aromă, eu consider overpack, probabil mulți îmi vor spune că nu este adevărat, dar ăsta este punctul meu de vedere și așa mi se pare cel mai ok. Să vă spun cum funcționează. În principiu, în momentul în care ai pus căldura peste creuzet, se va arde primul strat de aromă și îți va crea o barieră termică între sursa de căldură și aroma propriu zisă. Exact cum v-am spus, mai am nevoie de câteva grame. De obicei o folosesc pentru aromele non-darkuri, tip Zomo sau chiar și Adalia, atunci când doresc să am un gust mai mare. Și cam așa arată un overpack. De obicei folosesc overpack atunci când vreau să am un gust mai intens la aromă și mai mult fum, poate. Iar ultimul tip de pack este cel al lui Hookah John, care el pur și simplu ia aroma și o pune în creuzet cu o furculiță. De obicei o folosește pentru faher, de asta și conceput creuzetele 80 feet pentru acest tip de aromă, de faher. Merge destul de bine. Pur și simplu, pune aroma, nu-i face absolut nimic, nu aranjează, nu-i face nimic. Vă voi lăsa un link în descriere cu un video de-al lui ca să vedeți mai bine. Și după ce pune aroma în creuzet, după ce pune aroma în creuzet, pune cărbunii, folia cărbunii și îi dă tare. Haideți să vedem câte grame avem. Avem undeva la 15-16 grame, deci un fel de normal pack, doar că este altfel așezat aroma. Acestea au fost cele 6 tipuri de pack pe care eu le folosesc și le consider cele mai des întâlnite. Preferatul meu este fluff pack pentru că de obicei fumez sesiuni de o oră, o oră și un sfert și consider că cantitatea de aromă îmi este de ajuns și nu am nevoie de o cantitate mult mai mare. Însă dacă doriți un anumit tip de pack și mai aveți nevoie de câteva grame, 5-6 grame sau oricât mai aveți nevoie, puneți-le, nu vă zgârciți că altfel vă puteți, să spun, distruge sesiunea și nu se merită pentru câteva grame de aromă.
Încercați și voi toate cele 6 tipuri și vedeți care este pe placul vostru. Nu contează ce zic eu sau ce spun alții. Dacă vouă vă place să fumați într-un anumit stil, fumați-l așa. Până la urmă este plăcerea voastră și asta contează cel mai mult. Puteți lăsa în comentariu ce tip de creuzet ați folosit și care este capacitatea lui maximă. Astfel poate ne putem folosi mai mult de aceste informații. Și dacă doriți să vă alăturați grupului de pe Facebook Hucaro, vă las un link în descriere cu acesta. Mă găsiți și pe Instagram, aveți un link în descriere și voi începe să fac story time-uri cu sesiunile mele. Vă voi arăta ce creuzet folosesc, ce tip de aromă și ce pack fac. Eu am fost Tony și până data viitoare dați-i cu mult fum, v-am pupat!